Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un Tesla Model 3 2021. O mașinuță pe care am mai pus mâna. Avem deja 4 proiecte la activ făcute cu Tesla, da? Și Model S și Model 3. O mașinuță care mi-e foarte dragă mie, deoarece este în modul total simplu, adică fără absolut deloc niciun buton, fără nimica, care are un infotainment foarte frumos și foarte detaliat, așa. Ei bine, v-am zis de multe ori ce pot să fac la ele, sunt foarte multe soluții. Acum de o lună, măcar bine că vă prezint această mașinuță, deja vom avea un setup și audio pentru Tesla Model S, Model 3 sau multe alte variante de Tesla. Un sistem audio la care poți să-i faci un upgrade care nu-ți va fi consumator mai mare de curent sau orice alte probleme, doar va aduce o îmbunătățire mult mai performantă față de ceea ce este existent. Adică schimbi difuzoarele, schimbi tot ceea ce este necesar pentru a face o soluție de sistem audio îmbunătățit. Bineînțeles că mai putem să-i facem YouTube-ul să meargă în timpul mersului. Am mai pus capotă față, hai un spate electric, da? Și ce am mai pus? Evacuare electronică. Poate vă sună ciudat un pic că dintr-o mașină, de exemplu, silent, să faci o mașină mai zgomotoasă, dar, de exemplu, și titularul zice că cea mai mare problemă este când ajunge în zona trecerii de pieton, trebuie să dea muzica mai tare sau orice, să fie puțin mai auzit în cazul în care este într-un mod foarte silent. Mai ales vedeți și problema zilei de astăzi că toată lumea e cu căști și o mașină normală este greu de auzit de multe ori, dar mai ales aceste electrice, la care avem soluțiile de compartimentare pentru niște sisteme de evacuare electronice care se pot conecta, se pot deconecta, se pot pune într-un mod silent cât să fie prezent și atunci ar fi o soluție demențială. Ei bine, ce vom face noi în acest caz? Dacă ați observat când am intrat, capota era închisă cu totul, da? Ei, aici avem o problemă, iată, la cât 3 luni de zile cât are mașina, avem o problemă destul de ciudată în care ne prezintă practic că haionul, capota, pardon, de față este deschisă. Aici vom schimba un senzor, da? Un switch, un micro switch care va face practic sesizarea acestui sistem și vom încerca să remediem această problemă. Ok? Hai să-i dăm bătaie, hai să desfacem tot ce este necesar acolo în față, după care să vedem soluția finală, dar nu înainte. Să vă prezint și aceste soluții care v-am spus de evacuare electronică, care, repet, l-am mai mutat pe Tesla Model 3, care este format din 2 generatoare de sunet, mai avem și un modul electronic care face permiterea acestor sisteme ca să aibă o tonalitate diversă, în mai multe moduri are 12 tipuri de tonalități, foarte frumoase, foarte realistice și care se prezintă și la turație mare și la turație mică, se accelerează, se dezaccelerează rapid, își face toate, practic, componentele active din punct de vedere tehnic, ok? Bun, acum vom dezmembra tot ce înseamnă față ca să ajungem la switch-ul corespunzător, după care să vedem rezultatul final că ar fi perfect, util și refăcut. Încă o fază scurtă așa cu partea asta de infotainment, iată cât de excepțional este dacă vrei să vezi YouTube-ul, ok? Și chiar acum se deschide practic și chiar Tesla care am mai făcut-o noi cu partea asta de evacuare, ok? Și de capotă și de toate cele care le puteți practic găsi la noi în varianta de playlist-uri. Iată, l-am făcut în timpul mersului și în toate soluțiile existente. Acum depinde și cum merge lui practic internetul, cum îl preia. Acel Tesla pe care am pus evacuare electronică. Ca să știți un pic unde îl găsiți, ok? Intrați practic pe canalul meu de YouTube, Sound Identity, da? Și acolo veți găsi, numai un pic să văd cum se iese corect de aici, da? Dacă intrați în canalul meu aici, ai dat pe playlist-uri, ai apăsat pe playlist-uri create și se începe 01 Top Proiecte, 02 Sandwifi Competition, 03 Tore Evacuare Electronică, unde puteți practic vedea aceste secvențe cu acest Tesla montat evacuare electronică. În cazul în care doriți să vedeți restul Teslelor făcute și toate cele, îi dați până în capăt, da, la toate playlisturile și acolo găsiți la 51 Tesla Electronic Car și aici o să vedeți mai multe variante. Extragem partea aceasta de plastic care acoperă tot ceea ce este sub această soluție, iar el este senzorul care necesită practic schimbat.
într-un mic scurt rezumat. Ea este piesa de la capotă de aici, care este rănită. Este puțin diferită față de ceea ce avem noi acum în mână, dar o să încercăm să-l punem într-un anume mod și să facem cumva să fie perfect funcțional acest sistem care îl avem acum aici. Vom vedea cum. Aceasta este deja o temă custom, un lucru manual. Hai să vedem rezultatul final. Ok, suntem cu mașina gata, făcută. Până a terminat senzorul, a și înghețat săraca. I-aș recomanda titularului un sistem de pornire din telefon sau ceva, dar văd că dacă îngheață iala, nu mai poți deschide. Acum hai să mergem dincoace, unde este deschisă situația. Iată, în cazul acesta, eu nici nu știu ce să recomand, să gresez un pic cu ceva. Ok. Și iată, suntem cu capota gata, închisă, făcută, realizată. Acum, dacă apăs aici, nici nu știu unde, uite, iată aici, haps, mi-a și deschis-o. Dacă te rog frumos, du-te, te rog și închide capota, da? Deci, momentul, iată, presării, paf. Deci, funcționează exact cum este normal. Problema este, dacă bine știți, că acest tip de senzor este puțin mai greu de procurat, poate, da? Totuși, pentru o mașină 2021, să fie rănit acel senzor și să ai limitare. De exemplu, dacă l-am scos afară, am avut limitare la 24 de km pe oră. Nu te lăsa mai mult. În cazul în care era senzorul conectat, deci acționarea problemei, în cazul în care persistă observația de deschidere capotă, ei, problema este că nu te lasă să circuli doar în mod de siguranță și până în 24 de km la oră. Ce mișto că este cald volanul. Așa, bun. Acum, foarte multe nu mai am ce să vă zic. Mă bucur că am realizat și acest proiect. Deci totul este fără eroare, fără niciun deranj, da? Totul este în cazul în care doriți orice accesorii sau orice variante din ce v-am povestit în minutele anterioare, vă stau la dispoziție cu mare drag. Acum, ca să vedem că funcționează practic și din telefon, ok? Vreau, te rog frumos, să-mi apeși pe open, așa, iată. Iată că funcționează inclusiv și de acolo, mi-arată în ambele situații că este capota deschisă, așa că te rog frumos să o închizi și pe aceea. Bun, totul este în cea mai perfectă modalitate de funcționare. Ok, tot ce a rămas să vă zic, că vă las tot ce înseamnă contactele mele din toate direcțiile, dar vă rog, pentru orice situație, sunați-mă, nu-mi scrieți, pentru că e foarte greu cu mine cu scrisul. Dacă scrieți pe WhatsApp, o să vă răspund, dar nu neapărat foarte rapid, ok? Deci, odată că mă găsești pe WhatsApp 0722378512 sau mă suni, ar fi cel mai ideal, da? După care mă găsești pe Facebook, Sandu Vancea, Sound Identity, Hifi Oradea, încălziri în scaun Oradea, cât și Tor Tuning Oradea, dealer autorizat, unde dacă intri o să vezi și modele de Tesla făcute cu variantă de evacuare electronică, o chestie foarte utilă pentru aceste situații, așa? După care mă găsești pe TikTok foarte mult, Sandu Hifi, unde o să pun acest proiect imediat ce e gata, așa că și acolo o să-l poți vizualiza într-o variantă mult mai scurtă. Pe TikTok, dacă mă cauți Sandu Hifi, sunt acolo, așa, iar mă mai găsești foarte mult inclusiv și pe Insta, dar cel mai mult pe Insta la Tor Tuning Oradea dealer autorizat, da, la evacuări electronice, pentru că astea încerc să le promovez, mai ales pentru cele mai multe mașini electrice. Totodată Sandu Hifi sau soundidentity.ro, da, dar cel mai mult mă găsești în varianta de YouTube. Acolo stau și le explic de la A la Z cum funcționează și cum sunt ele utile. Cum mă găsești acolo? Cauți Sandu Hifi sau Sound Identity. Odată căutat, o să dai de o ștampilă rotundă, scrienea Sandu Hifi Shop. Da? Ai intrat în canalul meu. Dacă ești abonat, intri la playlist-uri, dai pe playlist-uri create și instant poți să vezi aliniate toate folderele. 0102-03 este Tor Tuning Oradea, partea asta cu evacuare electronice, unde poți să vezi Tesla funcțională într-un mod zgomotos. Și dacă mergi la 51, parcă, la final, acolo găsești Tesla, unde o să vezi 2, 3, 4 variante făcute, iată această mică reparație, capotă făcută electronică, capotă față, hai un spate făcut electronic, da, evacuare electronică și iată
A pata 5-a variantă, care este deja gata, făcută și cu această mică reparație. Vă stau la dispoziție pentru orice detaliu, în cazul în care sunteți interesați, cu mare, mare drag, vă aștept telefoanele sau orice informație dorită. Ok? Eu am fost Sandu, mulțumesc că ați vizionat acest clip, rămâneți aproape pentru că vă voi arăta foarte multe variante. Tesla Model 3 2021. Bye, bye!